pentru cine am muncit toată viața mea, he? Pentru copii, pentru casă, he? Și nevasta mea, he? Am filmat și nopți, dar am filmat și zile, he? Pentru tine, draga mea, he? Ca să te simți bine, he? Se duc, ne părăsesc artiștii. Acoperiți de mari cununi, se duc și veselii și triștii. Se duc artiștii cei mai buni. Văzându-i în sfârșit, în voie, a spus din slavă Dumnezeu: de n-aveți voi de ei nevoie, îi iau la mine în ceruri eu. Se duc artiștii. Grigore Vieru, 19 aprilie 2003. În memoriam, Nelu Ploieșteanu, 16 decembrie 1950, 2 aprilie 2021. O viață dedicată muzicii lăutărești, peste 50 de ani de carieră, în care a lansat peste 18 albume cu un repertoriu de peste 120 de romanțe, tangouri și melodii lăutărești. Ion Dumitrache, cu nume de scenă Nelu Ploieșteanu, a fost unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică lăutărească din România. Nelu Ploieșteanu s-a născut la 16 decembrie 1950, satul Ciorani, județul Prahova. Printre melodiile sale ce sunt cunoscute ascultătorilor din țară și peste hotare, se numără: Dă mamă cu biciul mine, Mărioară viața amară, Ionică, Ionică, Pe vale mă duc, pe deal mă întorc, Bucureștiul meu iubit, Veni vremea veșniciei, De-ai fi tu salce la mal, Trec țiganii, Jelem, Țiganei îmbătrâniți sau Zărzărică zărzărea. Părinții lui au fost lăutari din tată în fiu. La doar 6 ani cânta la acordeon, iar la 17 ani a cântat pentru prima dată pe bani, la o nuntă. A făcut armata 1 an și 4 luni la Brașov și la Timișoara. După armată, în 1970 s-a mutat în București la o rudă. A cântat 6 luni la acordeon la Teatrul de Revistă Ion Vasilescu, avându-l ca dirijor pe Ion Albeșteanu, și a colaborat cu mai multe localuri din oraș. A cântat la restaurantele Caraiman, Bulevard, Doina, Crama Domnească, Caru cu Bere. În 1979 a făcut primul turneu în străinătate cu ansamblul Mugurelul, în Franța, Italia, Belgia și Olanda, scrie Ager Press. Au urmat apoi turnee în Italia, Spania și Germania. Pleacă câte 6 luni, după care alte 6 luni rămânea în țară. Ultima plecare a fost în 1996 în Germania. A cântat între 1990 și 1998 la Șarpele Roșu și la restaurantul Perla, la cel din urmă, continuând să cânte până în 2021. După 1990 a lansat peste 18 albume, între care Cântece de petrecere, Viața o poți cumpăra, 2001, Trece timpul ca nebunul, 2004, Cântece de odinioară, 2006, Am iubit și am să iubesc, 2007, Fetele sunt floarea vieții, 2011. Cele mai importante colaborări le-a avut cu actorii Gheorghe Dinică și Ștefan Iordache. Maestrul declara într-un interviu pentru gsp.ro: le mulțumesc și mă rog să-i poarte Dumnezeu în lumină. Îi ascultam în fiecare seară. Dinică cânta live și Iordache, da, mai greu. El a zis: Gigi, hai să-l ajutăm pe Nelu. Când a venit prima oară Dinică, am vrut să-i cânt o romanță. Mi-a zis: bă, eu sunt născut în Giulești, zi-o pe aia cu dau cu zarul una-una, parcă le așez cu mâna. Și pentru cine a muncit? Lui Ștefan îi plăcea La Chilian Port, Sunt vagabondul vieții mele era pentru Rucăreanu, dar a făcut furor cu Dinică. Spune maestrul într-un interviu: fost portar la Spicul Ciorani, microbist și dinamovist convins, Ploieșteanul declara într-un interviu: eu mergeam la spectacol, adoram să-i văd pe Dinu, pe Lucescu, pe Dumitrache. În fiecare duminică, dacă nu aveam nuntă, fugeam la stadion. Erau mașinile una lângă cealaltă la Dinamo, pe vremea lui Ceaușescu.
La celebrul Șarpele Roșu venea des Mircea Lucescu, lume bună din Nică, Săraru, Ștefan Iordache, Vadim Tudor. Dintre sportivi, mă înțelegeam cel mai bine cu Cornel Dinu. Băi, oamenii ăștia beam până la zi și nu era unul beat. Cântam romanțe, tangouri, lăutărească. Maestrul alcătuiește un top al lăutarilor all time. Citez. Primul e Fărămiță Lambru, ce a cântat de-a nenorocit pământul. Apoi, Romica Puceanu, Gabi Luncă, Dona Dumitru Siminică și Constantin Eftimiu. Pe locul întâi, la lăutărie frumoasă, sunt Mioara Lincan, Viorica din Clejan și Catanga. Bărbați nu prea sunt, declara maestrul într-un interviu. A avut de multe ori ocazia să rămână în străinătate, dar a refuzat pentru că a dorit să readucă în actualitate muzica veche românească. Îi lipsea mult de tot familia, dar trebuia să plece pentru că, tot de dragul familiei, pleacă de fiecare dată să o poată întreține. A fost căsătorit 40 de ani cu Elena. A avut 5 copii, 4 fiice, un fiu și 2 nepoți. Fiul său, Mihai, a decedat în luna aprilie a anului 2018. Nelu Ploieșteanu a decedat la vârsta de 70 de ani, în dimineața zilei de 2 aprilie 2021, la Spitalul Floreasca, unde era internat în stare gravă, ca urmare a complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV-2. Și sub râsul unei măști împrumutate, taina lui, taina lui și-a ascuns. Doar târziu, în odaia pustie, masca încet de pe față joia. Poate doar atunci, privindu-se în oglindă, să-i apară în ochi lacrima.